Două asistente medicale de la Spitalul Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari, județul Gorj, s-au filmat ascultând manele în timpul programului de lucru. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. În clipul care circulă pe rețelele de socializare, se observă cum una dintre asistente vorbește la telefonul fix, iar cealaltă îi dă peste mână, atenționând-o astfel să danseze alături de ea. Conducerea spitalului din Rovinari a anunțat faptul că filmarea a fost realizată la începutul acestui an, iar cele două angajate au fost sancționate, întrucât conducerea a considerat că atitudinea lor aduce prejudicii spitalului. La începutul acestui an, mai exact în luna ianuarie, medicul șef de la secția medicină internă a sesizat conducerea unității medicale, referitor la comportamentul nepotrivit al celor două asistente medicale, comportament care aducea prejudicii de imagine spitalului. Cele două asistente se aflau în sala de tratament a secției. Așadar, la începutul anului, după ce a fost adusă la cunoștință situația, managerul Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari a dispus constituirea unei comisii de cercetare disciplinară, iar în baza concluziilor raportului întocmit de către membrii comisiei, managerul a decis sancționarea celor două angajate. De asemenea, cele două asistente medicale au fost înștiințate că în cazul în care mai există o astfel de abatere disciplinară, le va fi desfăcut contractul individual de muncă. Asemenea, atitudine nu este acceptată de conducerea unității medicale, care va sancționa orice abatere de la regulamentul intern al unității. Managerul spitalului transmite că, indiferent de funcția sau de postul pe care îl ocupă, persoana care comite abaterile vor fi luate măsuri. Se arată într-un comunicat de presă al Spitalului Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari, conform mesajul.ro.